Ok, salutare domnișorilor și domnișoarelor, bine v-am regăsit la un nou video pe canal. În acest episod vreau să vorbesc despre contul meu de SAM, ce s-a întâmplat și toate cele, pentru că am făcut ieri un live în care am vorbit despre asta, pentru că am primit oarecum un video de la, nu știu dacă a intrat, în fine, am primit un mesaj pe Facebook aseară de la un coleg din facțiune și un prieten totodată, cu un băiat care și-a pus vocea lui peste videoclipul meu. O să vă arăt imediat și vouă videoclipul, dar înainte de a începe episodul ăsta vreau să apăsați acolo butonul de like, în descriere aveți o G-coduri ca de obicei, și nu uitați să vă abonați pentru a dezvolta comunitatea asta, să creștem și noi cât mai repede. Bun. Hai să vă arăt și vouă videoclipul, o să opresc muzica, bun, ca să nu existe, na, de-astea, ca să se audă clipul ăla, bun, bine ați venit pe desktopul meu. Aici pe desktop am, fraților, un videoclip, am primit un cont bombă plus modpack de la PC. V-aș fi arătat videoclipul pe YouTube, numai că utilizatorul l-a șters, băiatul care l-a pus... Nu-i dau mai mult de 12 ani pentru ce a făcut, pentru că a spus că e contul lui. În fine, hai să vă arăt și vouă videoclipul și ascultați cu atenție vorbele lui. Hai să intrăm pe video. Mă scuzați pentru calitate, dar calitatea nu este de la mine, este de la el. Videoclipul a fost filmat 360p, eu l-am convertit pentru că l-am descărcat cu YouTube Converter și de obicei îl descarc în 720p, cred. Dar asta e calitatea lui pe care a încărcat-o el pe canal. Hai să vedem. Și bine, v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Am postat numai SAMP. Nu știu dacă vedeți, dar aici în dreapta jos scrie Răzvan Earth OG Time și ăsta este videoclipul meu. Deci ăsta e videoclipul meu, iar el probabil a dat sunetul videoclipului. A oprit sunetul din videoclip și el a comentat ce făceam eu pe video și a crezut lumea că gen filmează el. Dar în fine, am văzut niște comentarii la clipul ăla referitor la mare chestie, că ai luat videoclipul Răzvan 2.0 și ți-ai pus tu vocea peste el. Hai să ascultăm mai departe ca să auziți ce zice tipul. Și sunt pe contul meu de acum, mi-a dat deci e pe contul lui de acum. Deci ăsta deja este contul lui. Așa spune domnișorul că contul meu este contul lui. Hai să ascultăm mai departe. Abonat contul lui. A spus aici că i-a dat un abonat contul lui. Eu nici măcar nu știam de existența canalului lui. Canalul lui se numește Andrei Gaming, parcă, și are 85 de abonați. Eu nici nu știam de el. Sper să mori, frate. Eu pe el îl cheamă Răzvan. Ia uzi. Și... am venit cu un modpack nou, super pe OG Times, este și helper, avem bani gârlă și... Avem bani gârlă, deci el la asta se aștepta, el asta era minunata lui dorință, să aibă bani gârlă pe OG Times, na. Se pare că a reușit să aibă, da, doar pentru un episod. Și nici ăla, pentru că mi-a luat mie videoclipul și a pus vocea lui peste. Suntem cu un modpack de low, medium PC, dar mai mult de low. Mi merge în 100 de frame-uri. Greșit. Ăsta nu e un modpack de low PC. E undeva pe la medium, low medium, deci deja împinge spre medium. Și mie nu merge în 100 de frame-uri. 80 maxim. Hăp, știți? Așa. Adică este foarte bun, te dracu. Infernul sunt tău. Ce mă împingi tu cu infernul sunt tău? Eu sunt făcea omul. Bă, măcar aș fi apreciat dacă ai fi filmat când nu se uita măta la televizor. Eu am avere, eu te... Dacă ascultați bine, se aude și televizorul pe fundal. Da, și aici a spus că are avere. Ia uzi, șmecher. Cumpăr, mă. Și dacă ascultați bine, se aude și tastatura pe fundal, adică ceva de genul. Ca și cum... deci eu făceam asta pentru că eram cu NRG-ul și făceam la bugul de kilometri. Bugul, de fapt.
Bug-ul pentru speed, pentru că e legal ăla să, da, să te ridici așa să iei mai multă viteză. Și el făcea așa să pară că joacă el, știi, că altfel, da, na, bravo lui. Puțin. Ascultați. Mă televizor mai încet. Ia uite, Ok. uitam măsa la anime-uri. Un an nou fericit la toți și la hack. În primul rând, aici data nu se vede pentru că eu acopăr data, dar vă spun că videoclipul ăsta îl găsiți la mine pe canal pentru că, da, este pe canalul meu, am tot dreptul, pentru că este videoclip filmat de mine, și îl găsiți pe canalul meu. Se numește Cadouri de Crăciun Stamp 303, pentru că episodul 303 și este filmat pe 25 decembrie și uploadat pe, nu, e filmat pe 24 și uploadat pe 25 decembrie. Îl găsiți pe canalul meu. Dar nu pune la suflet. Ok. Sunt și în taxi. Sunt și în taxi. Ok. Pe al doilea monitor. Fă ceva. Nu cred că tu ai două monitoare, sincer. Nu cred. Abona lumea. Ne apropiem și noi ușurel, ușurel de 100 de abonați. Ce au scoaie? 200 de abonați, da. Șmecher. Sper să mori. Cred că până mâine o să am 100 de abonați. Cred. Nu știu exact. Ok. Mâine, la ce calitate ai și la ce content produci? Sigur, într-o zi tu faci de la 80 de abonați 100. N-ai șanse. Asta să vine și noi la 30, la video ăsta 30 de like-uri. Bă, sincer, omul pe YouTube chiar avea vreo 33 de like-uri. I-am dat și eu like pentru că m-a amuzat ce a făcut. Da, sper să moară. Vine și noi. Că, na, pana mea. Vorba aia, cum să nu faci like-uri pentru că lumea se amuză în puii mei când tu iei videoclipul unui YouTuber cu 2100 de abonați. Da? Și îl încarci la tine și tu comentezi peste el ca la un meci de fotbal. Da, frumos. Pun și mai pe OG Times. Pentru că, da. O să fac și un cont pe mai multe. O să fac și un cont pe Bugget, să mă mai joc și eu. Și când fac level mare și intr-o facțiune, o să filmez cu ăla de cam filmez cu ăsta. Deocamdată filmează cu contul lui, normal, pentru că el insinuează că eu sunt abonat la el și că mi-am dat contul. Bravo, măi, băiete! Hai să dăm cadouri. Așa de un Da, anul. deci aici comenta ce făceam Dăm eu, pentru că eu astfel dădeam tot. cadouri jucătorilor cu level cuprins între 1 și 5. Și aici comenta tot ce făceam eu. Frumos! Jasmine. Level 44, ați văzut, cred că. În fine, deja nu mai are rost să vă arăt pentru că deja știți cam ce am făcut eu pe parcursul videoclipului, pentru că na, am postat pe canal. Și da, totodată da, mă amuză din nou treaba asta cu mă amuză și într-un fel m-am rămas un pic șocat pentru că am văzut acolo că wow, deja mi-a luat contul și zice că eu s-a abonat la el, dar nu așa, pentru că nici nu-l cunosc pe tip. Dar v-am spus, nu-i dau mai mult de 12 ani, să spunem. Bă, măcar apreciam un pic mai mult dacă îi spuneai mamei tale să plece în puii mei de acolo, pentru că se auzea cotețăria pe fundal și televizorul tău cu trădați în dragoste pe Prima TV. Aha, ăla. Da. Bun, deci să înțelegeți cum stă treaba. Asta a fost treaba, deci contul nu mi-a fost spart sau ceva de genul. Contul nu poate fi spart pentru că eu am OG Guard. Voi nu puteți să intrați pe contul meu fără a avea acces la telefonul meu și să-mi vedeți codul de OG Guard pentru a-l introduce, să
puteți intra pe contul meu. Eu vă pot lăsa nick-ul și parola mea să încercați voi să intrați cât vreți pe cont, pentru că o să vă ceară OG Guard-ul. Și Massive a făcut un test atunci când a fost introdus, când a fost implementat OG Guard-ul, v-a lăsat nickname-ul lui și parola pe forum, într-un status update, și a filmat acolo cum încerca lumea să se logheze, dar pula, pentru că își cere OG Guard. Deci, contul meu nu a fost spart, nu a intrat respectivul pe cont, am aceeași avere și aceiași bani. Și business-ul și toate astea, deci contul nu mi-a fost spart, n-a intrat nimeni pe contul meu, pentru că nu are acces la OG Guard. Muie!